Я уйти. Bine ați venit, dragii mei, la o emisiune nouă, cum să joci prost și totuși să câștigi în Warzone. În această zi vom urmări evoluția 4, de fapt 5 mari jucători. E vorba de Bordea Cătălin, Radu Bucălaie, Cristi Popescu, Tony Andrei și Nelu Cortea, a.k.a. Slanaman. Înainte să vedeți cât de penibil joacă băieții, nu uitați să dați like, subscribe, share și un telefon mamei voastre care probabil nu va auzi de ceva vreme. Prima dată vom vedea cum să cumperi loadout în așa fel încât să micșorezi echipa. Strag dacă vrei. De la preciză. Unde e stambarana asta? Bă, bă, acum vom vedea cum poți câștiga orice bătălie atât timp cât iei din spate. Ușca și coraua lată. Ah, ăsta de sus. E cu click click. Moare serios. Click click. Nu prea cum să stau. Bă, deci. Ah, tot. În această bucată voi lăsa să vedeți cum Bordea Cătălin părăsește toată echipa doar ca să meargă să-și ia pușca lui preferată de la loadout. Pușca și coraua lată. Nu trebuie nicio mașină. Trebuie să stai cu noi. Boana, cu repede stai vin cu noi. Jur că vin înapoi, stai, mă, jur că vin înapoi în trei. Bă, ce prost ești, bă, ia uite, bă, ce prost. Mă duc la asta, mă, că-l iau. Uite-n gura mea că-l iau. Anarhie. Bordea, ai câștigat vreodată Warzone? Da. V-am promis că iau loadout-ul și vin înapoi la voi, asta fac. Mulțumesc frumos, băieți. Lutăm, în afară de Bordea. Nu facem bani de loadout, ori luăm un loadout. Bă, am luat pe o mașină, Cătălin. Hai, vino pe, vino pe. Hai, vă așteptăm. No, 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 no. Ia uite. Cu rachetă handicapată din cauza. Ia uite. Ce bine că și-a luat armele, poate să moară în liniște. Am vrut cu lacrimi să moară, mă, și... Deși după cum vedem în acest exemplu, nu e întotdeauna bine să stea toată echipa în același loc. Ah, bun, perfect.
Dar nu e nimic că moare, pentru că Nelu Cortea în Gulag este rege. Doboară adversar după adversar, fără probleme. Mai puțin atunci când și-o ia. Dar și în acele momente își păstrează demnitatea în fine. Și aici o scenă despre mobilă, în special dulapuri, și cum băieții ar trebui să iasă din ele. Cum să nu fac? Da. Hai să vedem cum băieții protejează această casă. Veni sus, bă, să știți. It was at this moment that he knew he fucked up. Loading. Băieții fac și concursuri între ei de patinaj pe panouri solare. Da. O altă probă preferată de băieți e săritul de pe stâncă pe stâncă. Acum Nelu demonstrează cum să sară de pe margine pe cealaltă fără să... Bineînțeles că nu toate jocurile sunt penibile, băieții mai reușesc și să facă câteva kill-uri demne de acest joc. Dar apoi revenim la momente de genul acesta. Uite! Cură să-l f***i șmecher! Bă, Bordea! Aici îl putem observa pe Tony, care are nervi de oțel și își păstrează cumpătul în orice situație. Acum vom vedea că autovehiculele din joc nu sunt chiar prietenele băieților. Doamne, odihnește și sufletul nou a adormitului robului tău. Bă, calcă! În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă. Bordeu, unde fac? La mașină. E unul. O mașină. Du-te după ea. Te-am dat jos. Stai că vreau să calc pe unul. Lasă-mă să-l calc. Lasă-mă. E aici unul. E o mașină. M-a călcat. Morții, mărții. That payback's a bitch. No. Crezi că-i fac? Pe fraie, pe. What the fuck is that?
Oare ce-or fi cu flăcările alea? Sigur nu e nicio problemă. E, ce să și aici Popescu rămas ultimul în viață din echipa sa, blocat de gaz. Mi-a dat da. Mort. Bă, iar! Da, nu a dus ca treia! Dă-te înăuntru. Bă, nu știu că mă... Vine gazul! Vine gazul, bă, gădeși! Vine gazul! Vine gazul! Nope! Gazul. Ajunge iar gazul să te ajungă. De ce? De ce merge gazul mai repede decât mine? Nu înțeleg. Pentru că ești gras. Naia, naia, da. Gură să... Din fericire, chiar dacă joci prost în acest joc, ceilalți colegi poate să te reînvie. Aici îl vedem pe Popescu, care îi înfige într-o zonă nu foarte ok, seringa. Și, bineînțeles, Bordea, care se pare că nici nu are seringă, dar îl atinge undeva unde îi dă viață. Bravo! Băieții se bagă în buncăr, așteptând dușmanii pe acea ușiță mică. N-au cum să nu supraviețuiască. Pune-l-a. Ba, hai tata. Dar Bordea stai exact unde trag eu. Dă-te de acolo. Bordea. Și pe locul. Se ridică și pe locul. Se strică. A, mi s-a stricat asta. Ce ai făcut? E, și aici urmează o scenă... Ia, vă las pe voi să judecați. Ia. Ah, Cătăline! Doar că iubirea lor virtuală a fost întreruptă de o grenadă. Gata, vine-ți. Hai. Dau cu grenadă acolo. Uite-l, uite-l. It was at this moment that he knew. He fucked up. Uite-l, grenadă, 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 grenadă. Mamă, ce n-ai s-a făcut. Jos! Dacă vreau să mă ajut, mă dau viață. Hai, bă! Un pic de viață. Bă, incredibil. Bă. Și pe loc 1. Se ridică și pe loc 1. Dacă are sniperul să o dea jos. Bine, ați revenit la un nou tour vlog, numărul 36. Dar după multe failuri, băieții ajung pe locul 4. Hai, dă. Pe 3. Get down. Pe 2. În acest meci minunat de 3, în care îl putem vedea și ecranul lui Bucălaie și al lui Nelu, cei 3 eroi răzbesc, nimicind dușman după dușman. Ah,
și reușesc victoria. Bravo, băieți! Atât, bă, toate ai... Băiatule, bă! Atât! Bine, mă! Bravo! Bine, mă! Bravo! Atât! Bravo, mă! Bravo! Vă mulțumesc că ați urmărit, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, share, subscribe și până data viitoare, slană mariare!